Centrul Aradului a fost martor unei scene de bătaie dintre un vatman și un călător. Oamenii sunt de părere că șoferul tramvaiului este cel de învinuit, deoarece nu ar fi deschis ușile pentru o doamnă care aștepta să urce. Un bărbat care aștepta în stație a observat situația și a forțat o ușă, gest pe care vatmanul l-a găsit deranjant. Ulterior, vatmanul a coborât din tramvai cu o rangă metalică și a început să lovească călătorul. Bărbatul s-a apărat și a ripostat, lovindu-l la rândul său pe conducător. După câteva minute de încăierare, de îmbrânceli și de lovituri, vatmanul s-a urcat în tramvai și a continuat traseul. Acestea sunt relatările martorilor la eveniment, însă vatmanul are o cu totul altă variantă a poveștii. Conform directorului companiei de transport public Arad, conducătorul tramvaiului nu a anunțat incidentul. Am primit o adresă de la bărbatul care se afla în stație, adresă în care ni se aduce la cunoștință varianta în care vatmanul a sărit la bătaie. Întrebat despre incident, angajatul nostru spune că, de fapt, el ar fi fost cel agresat. Totuși, vatmanul nu ne-a anunțat despre acest incident, scriu cei de la aradon.ro. În cauză a fost deschisă o anchetă disciplinară care va stabili măsurile ce trebuie luate. În condițiile în care vatmanul va fi găsit vinovat, va risca pierderea jobului sau reducerea salariului. Directorul companiei de transport face apel martorilor care pot oferi mai multe informații despre incident.